La nivel național, România a înregistrat astăzi un nou record de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. 4.016 persoane au fost depistate ca fiind pozitive în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare număr de infectări raportate de până acum. Totodată, 66 de pacienți au decedat în urma infectării. Aproape 9.500 de pacienți se află internați în unitățile spitalicești din întreaga țară, dintre aceștia 686 aflându-se la terapie intensivă. Numărul total al persoanelor infectate de la începutul pandemiei a ajuns la 164.477 de persoane, dintre care 122.714 pacienți au fost declarați vindecați. Numărul total al deceselor se ridică la 5.601. În județul Gorj, Direcția de Sănătate Publică a raportat astăzi 32 de noi cazuri de infectare, dar și alte două decese. Două femei în vârstă de 64, respectiv 86 de ani, au decedat în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2, ambele suferind și de alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de directorul de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă două decese. Este vorba despre o femeie în vârstă de 64 de ani, care prezenta și accident vascular cerebral sechelar. Al doilea deces a fost tot o femeie în vârstă de 86 de ani, care prezenta afecțiuni medicale, cum ar fi hipertensiune arterială, parapareză spastică, post-AVC ischemic și demență. De la ultima informare transmisă de directorul de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate alte 32 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentând astfel. Avem 24 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 8 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. De la începutul crizei epidemiologice în Gorj au fost prelevate 13.778 de teste, 56 fiind în așteptare. 2.351 de persoane au fost confirmate pozitiv COVID-19, dintre care 2.044 s-au vindecat. 112 persoane au decedat.